Acesta este widgetul principal de pe ecranul E-Ink al telefonului Yotafon. Acum avem ecranul blocat. Acum l-am deblocat. Dacă vom ține mult apăsat oriunde în zona aceasta de sub ecran, se va deschide un meniu cu toate aplicațiile compatibile cu ecranul E-Ink. Pentru a trece la o altă aplicație, vom naviga folosind gestul slide. Pentru a selecta, ținem mult apăsat. Acum am intrat în aplicația Notepad. Pentru a citi o notiță sau un e-book, navigăm de la stânga spre dreapta. După cum vedeți, acest text este afișat pe două pagini diferite. În realitate, acest text ocupă jumătate din ecranul LCD. Widgetul principal putem să-l schimbăm cu un wallpaper. Sau cu alte animații. De exemplu, această animație ne indică bateria, cât mai avem la 100 din baterie. Această aplicație ne arată starea vremii. Apăsând acest buton, meniul de pe spate se va schimba. Și acum avem un alt widget. Aplicația Maps with Me este în locul Google Maps. Este compatibilă cu acest ecran. Dacă apăsăm de două ori, vom face switch la ultima aplicație deschisă. După cum vedeți, aceasta este o zonă din centrul vechi. Dacă voi face swipe spre stânga, voi face zoom out. Și dacă voi face spre dreapta, voi face zoom in pe hartă. Aplicația Internet Hub ne poate oferi Facebook-ul, feed-ul de la Facebook, feed-ul de la Twitter sau alte știri din diferite domenii, bineînțeles în formatul alb-negru. Aplicația se numește Internet Hub. Și cu Twitter-ul. Dar și alte feed-uri.
pentru a afișa un print screen pe spatele telefonului Yotaphone, este suficient să facem un gest cu două degete de sus în jos și pe spate se va afișa print screen-ul. Și bineînțeles, dacă telefonul va rămâne fără baterie, se va putea selecta o imagine ce se va afișa pe spatele ecranului, un mesaj text, un număr de telefon sau câteva print screen-uri. De aici se pot alege print screen-urile din aplicația Notepad. Și de aici setez poza care se va afișa atunci când telefonul se va închide și va rămâne fără baterie. Cam atât despre navigarea prin meniul E-Ink de pe Yotaphone.